și am fost trimisă pentru a descoperi tradițiile tribului Rada Rada, care se ocupă cu spiritul focului. Vă invit să urmăriți câteva imagini. Timpul zilei am observat că sunt dispuse să facă orice pentru a-și apăra cristalul și au o sete de cunoaștere imensă, lucrând foarte bine în echipă pentru a-și atinge scopul. Bine, Julie! În special, ultimele două lucruri s-au reflectat în activitatea de care au avut parte la sfârșitul zilei. Acum am câteva secvențe de la fața locului. Mai repede, bă! M-am gândit să șlefuiesc aceste ființe pentru a le ajuta să își apere cât mai bine spiritul focului și să le transform în purtătoarele țării lui Andrei. Se aude ceva? Trebuie să închid.